O să rog pe domnul președinte Antonescu să deschidă întâlnirea noastră, oferindu-i primul cuvânt. Vă rog, domnul președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți împreună cu noi la această întâlnire. Cred că este foarte necesară. Era bine dacă puteam să avem astfel de întâlniri mai de mult, e bine că o avem și acum. În general, sau de obicei, ador nuanțele. Îmi pare că viața e făcută din nuanțe. În situația politico-socială din România, mă tem, ăsta e diagnosticul meu, că nu mai e loc și nu mai e vreme de nuanțe. Până la urmă, și dumneavoastră și noi ne aflăm în fața unui regim politic care nu umblă cu finețuri și cu ezitări și care a scupas și a îndeplinit și își îndeplinește un program. Un program care vine în totală contradicție cu ceea ce sunt interesele, valorile, opțiunile noastre ca partide politice, după toate semnele, în totală contradicție cu ceea ce sunt interesele, valorile, aspirațiile dumneavoastră ca sindicate, ca organizații non-guvernamentale, ca segmente esențiale ale societății civile. Vorbind direct, suntem în fața unui regim politic care a încercat din toate puterile, mă tem într-o anumită măsură și reușit, să distrugă, să desfințeze sindicatele. Nu e vorba că n-a făcut suficient dialog. Nu e vorba că n-a ținut cont de ceea ce au spus sindicatele. Încercat și încearcă pur și simplu să le reducă la ceva așa decorativ și inofensiv, care încearcă să facă același lucru cu opoziția politică și cu partidele neconvenabile din această opoziție politică. E vorba de un regim politic care a adoptat o serie de legi majore, cu consecințe majore asupra vieții a milioane de oameni. De exemplu, codul muncii, de exemplu, legea salarizării, de exemplu, legea pensiilor. Nu numai fără niciun dialog, măcar formal, cu dumneavoastră, în primul rând, cu noi, cu opoziția politică, dar în unele cazuri recurgând până și la falsificarea numărătorii de voturi în Parlament, avem de-a face cu un regim politic care își vede nestingherit de treabă, de treaba lui și de programul lui. Nu mă refer la programul de guvernare aici, programul lui, pe care în esență l-am și descris mai înainte, mie îmi pare suficient, cu toate că formele de protest, formele de nemulțumire, revendicările, măcar pentru un dialog autentic, au căpătat chiar și formele publice pe care le-am cunoscut la începutul acestui an. Suntem, de fapt, într-o țară în care, în urma protestelor publice, protestelor din stradă, în urma nenumăratelor proteste civile, civilizate, pașnice, cât se poate de democratice, ale sindicatelor, ale opoziției, a făcut niște pași. Ce pași a făcut? De deschidere, de negociere, de dialog? Nu. A făcut pașii prin care avem un guvern condus de un fost șef al unui serviciu secret, avem o hotărâre a Curții Constituționale dată astăzi, care transformă aproape oficial Parlamentul în Marea Adunare Națională, arătându-ne că, de fapt, el nu mai contează la investirea unui guvern. Avem de-a face cu acțiuni, repet, cu declarații ale acestei puteri, care pur și simplu pun între paranteze, definitiv, însăși Constituția României. În aceste condiții, cred că noi avem de discutat și de întreprins dialog pe de altă parte, dar și acțiune. Și dacă termenii dialogului și rezultatul dialogului sunt, într-adevăr, consistente, eu cred că putem să discutăm
și e bine să o facem cât mai repede, dacă ajungem la această concluzie, despre acțiuni comune. Când spun acest lucru, nota bene, nu doresc sau nu cer sau nu înțeleg un acord de asociere de tip electoral. Dumneavoastră, organizațiile dumneavoastră, oamenii dumneavoastră vor vota cu cine vor dori. Când mă refer la acțiune comună, mă refer la acțiuni care să fie în stare să oprească în forme democratice, pașnice, dar ferme, acest regim, această putere politică, din planul pe care eu, cel puțin, așa l-am văzut, așa l-am înțeles și așa l-am prezentat concentrat în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte Antonescu!